Vă salut, prieteni! Bun găsit la un nou documentar! În minutele următoare vom vedea cum putem să ne facem câteva măști de față cu bicarbonat de sodiu. Știați că bicarbonatul de sodiu ajută în tratamentul acneei, curățarea tenului de punctele negre, pete și tot felul de impurități? Dar și pentru eliminarea aspectului prea uleios sau prea lucios al pielii? Acest ingredient atât de banal are efecte antiseptice și antiinflamatorii, ajută la curățarea porilor, exfoliază pielea și îi echilibrează nivelul de pH, reduce cearcănele și ne scapă de enervantele coșuri. Fie că vrem să facem curat, fie că avem nevoie de un remediu pentru a ne susține sănătatea și frumusețea, este bine să avem bicarbonat de sodiu la îndemână. O știm cu toții. Am mai vorbit cu alte ocazii despre acest praf alb care face minuni în gospodăriile noastre. Așa că în documentarul de astăzi vă prezint cele mai bune măști faciale cu bicarbonat de sodiu. Motivul pentru care merită să avem mereu bicarbonat de sodiu în casă este faptul că acesta are numeroase utilizări. Dacă suferiți de probleme cutanate frecvente, precum acnea, punctele negre sau tenul gras, vă sfătuiesc să folosiți bicarbonat pentru a îmbunătăți sănătatea și aspectul pielii. Folosirea bicarbonatului de sodiu în măștile pentru ten aduce o serie de avantaje pielii noastre. În primul rând, curăță pielea. În fiecare zi, fața noastră este expusă la poluanții de mediu, raze solare, toxine, praf și nu numai. Dacă nu o curățăm seara, toată murdăria se va acumula, cauzând pete, pierderea elasticității pielii sau apariția porilor dilatați. Bicarbonatul de sodiu ne poate ajuta să ne curățăm pielea. Previne acnea. Acnea nu este o problemă doar pentru adolescenți. Dacă nu ne îngrijim pielea, coșurile o vor acoperi. O mască facială cu bicarbonat de sodiu este exact ce avem nevoie pentru a ține sub control producția de ulei a pielii. Bicarbonatul de sodiu previne apariția petelor. Deoarece este un remediu bun pentru acnee, bicarbonatul de sodiu ne poate ajuta să eliminăm petele cauzate de lumina solară, îmbătrânire sau epilare. Ajută și la hidratarea pielii. Dacă amestecați bicarbonat de sodiu cu miere, ulei de argan sau ulei de măsline, obțineți o mască hidratantă incredibilă. Această combinație oferă vitamine și acizi grași esențiali, care stimulează metabolismul celular și reține hidratarea la nivelul membranelor celulare. Are efect antiseptic și antiinflamator. Deși nu este recomandat persoanelor cu tenul foarte sensibil pentru că poate cauza roșață, iritații sau uscăciune, bicarbonatul de sodiu este un produs antiseptic puternic, ideal pentru a trata coșurile infectate. Puteți folosi acest produs și pentru a remedia aspectul pielii inflamate din cauza alergiilor sau a expunerii la soare. Un alt avantaj al bicarbonatului de sodiu este prețul redus. Pe lângă faptul că este foarte ușor de folosit, bicarbonatul de sodiu este așadar și ieftin și accesibil. În doar câteva minute, puteți prepara o mască facială cu ajutorul său, care vă permite să evitați tratamentele scumpe oferite de saloanele de înfrumusețare. Pentru a vă asigura că pielea nu reacționează negativ la bicarbonatul de sodiu, puteți aplica o cantitate mică din acest produs pe mână cu mișcări circulare. Acum, înainte de a vedea care sunt cele mai eficiente măști de față cu bicarbonat de sodiu, vă spun că acest praf alb este eficient și de unul singur. Tot ce trebuie să faceți este să luați o linguriță de bicarbonat de sodiu și să adăugați câteva picături de apă peste el. Amestecați până când obțineți o pastă și aplicați-o pe față. Curățați tenul cu mișcări circulare, evitând zona ochilor, și nu apăsați. Dacă aplicați presiune în timp ce vă spălați pe față, zona T ar putea avea de suferit.
Mișcările trebuie să fie blânde. Toată rutina trebuie să dureze în jur de un minut. Haideți să vedem acum cum putem să ne preparăm câteva măști cu bicarbonat de sodiu. Mască de față cu bicarbonat de sodiu și ulei de cocos pentru exfoliere. Amestecați o linguriță de bicarbonat de sodiu cu o linguriță de ulei de cocos și masați-vă bine pe față. Dacă aveți tenul foarte gras, încercați să vă preparați o mască de exfoliere doar din bicarbonat de sodiu și apă. Folosiți această mască de exfoliere o dată pe săptămână și veți avea un ten mai strălucitor și curat. Mască de față cu bicarbonat de sodiu și apă minerală pentru eliminarea punctelor negre de pe nas. Cea mai la îndemână soluție, dacă aveți puncte negre pe nas, este să amestecați două lingurițe de bicarbonat de sodiu cu apă minerală, cât să faceți o pastă. Aplicați această pastă pe nas, lăsați-o să se usuce, după care clătiți-vă bine. Mască de față cu bicarbonat de sodiu și miere, pentru acnee. Pentru această mască aveți nevoie de 3-4 linguri de bicarbonat de sodiu și o lingură de miere. Amestecați ingredientele cât să se facă o pastă și aplicați-o seara pe ten. Când pasta se usucă, îndepărtați-o prin clătire. Aceasta este o mască de față potrivită oricărui tip de ten, în special celui normal și mixt, și are rol exfoliant. Grație proprietăților antiinflamatoare și antiseptice ale bicarbonatului de sodiu, dar și proprietăților hidratante și nutritive ale mierii, această mască vă curăță în profunzime și vă revitalizează tenul. Masca îndepărtează celulele moarte de la suprafața pielii și punctele negre, combate cearcănele și coșurile și, în plus, ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire. Realizată odată pe săptămână, va oferi luminozitate tenului. Mască de față cu bicarbonat de sodiu și fulgi de ovăz pentru acnee. O mască foarte eficientă pentru combaterea acneei este această mască cu fulgi de ovăz. Iată cum o puteți obține. Râșniți fulgii de ovăz cât să obțineți o pulbere mai mult sau mai puțin fină. Amestecați două linguri din această pulbere cu o lingură de bicarbonat de sodiu și 3-5 linguri de apă, cât să faceți o pastă. Aplicați această mască pe față și lăsați-o să se usuce, după care clătiți-vă bine. Mască de față cu bicarbonat de sodiu și ulei de măsline, pentru un ten mai curat, fără impurități. Unul dintre cele mai sănătoase ingrediente pentru măștile de față este uleiul extra virgin de măsline. Amestecați cu bicarbonatul de sodiu. El face minuni pentru curățarea tenului. Tot ce trebuie să faceți este să vă masați cu acest amestec. Mască de față cu bicarbonat de sodiu și aspirină, tot pentru acnee. Aspirina conține acid salicilic, despre care s-a dovedit că este eficient în tratamentul acneei. Pisați 3-4 aspirine, amestecați-le cu o linguriță de miere și o ceașcă de apă, în care ați amestecat o lingură de bicarbonat de sodiu. Aplicați această loțiune pe față, lăsați-o să se usuce, apoi clătiți-vă bine. Mască de față cu bicarbonat de sodiu și lămâie pentru acnee și ten prea gras sau pătat. Amestecați două linguri de bicarbonat cu o lingură de zeamă de lămâie și apă, cât să se formeze o pastă. Aplicați această pastă pe față, lăsați-o să acționeze 10-15 minute, apoi clătiți-vă cu apă călduță. Pentru ca această mască să nu vă usuce tenul prea tare, adăugați câteva picături de ulei de măsline. Nu este indicat ca această mască să fie făcută mai des de o dată pe săptămână, în timp putând să sensibilizeze pielea. Masca de față cu bicarbonat de sodiu și lămâie
are rol de gomaj și este eficient în curățarea și îngrijirea oricărui tip de ten, cu precăderea celui gras sau acneic. Grație proprietăților astringente, antibacteriene, antiinflamatoare și antifungice ale lămâii, această mască devine un aliat de bază în lupta cu ucoșurile, reușind să deschidă porii și să îndepărteze perfect impuritățile. De asemenea, masca cu bicarbonat de sodiu și lămâie are rol de pigmentant, fiind extrem de potrivită pentru a îndepărta petele lăsate de soare pe ten, dar și cicatricile de suprafață rămase în urma acneei. Sucul de lămâie acționează ca un tonic și împreună cu bicarbonatul de sodiu reechilibrează secreția de sebum și previne îngrășarea pielii. Mască cu bicarbonat de sodiu pentru tenul uscat. Următoarea rețetă este similară cu cea prezentată anterior, dar în loc de lămâie veți avea nevoie de miere. Iată, vă trebuie 3 linguri de bicarbonat de sodiu, 3 linguri de apă minerală, 1 lingură de miere, 4 picături de ulei de măsline, ulei de migdale sau ulei de levănțică. Puneți bicarbonatul de sodiu într-un castron și puțin câte puțin adăugați apa. De îndată ce ați obținut o pastă fină, adăugați mierea. Cel mai bine ar fi să folosiți miere lichidă. Adăugați apoi orice ulei esențial doriți și amestecați. Aplicați pasta cu grijă pe fața curată și moderat uscată, astfel încât să nu vă iritați pielea. Lăsați tratamentul să acționeze 15 minute, apoi îndepărtați cu apă călduță. Dacă observați că pielea este foarte uscată, puteți aplica o cremă hidratantă, cea pe care o folosiți în mod obișnuit, sau câteva picături din uleiul esențial favorit. Mască de față cu bicarbonat de sodiu și avocado. Dacă aveți tenul foarte uscat și simțiți nevoia unei exfolieri ușoare, atunci masca cu bicarbonat de sodiu și avocado este cea mai bună soluție. Avocado este un fruct cu proprietăți hidratante și hrănitoare, fiind eficient în refacerea barierei lipidice a pielii. Pentru un efect nutritiv de 2 ori mai puternic, puteți adăuga banană și gălbenuș de ou. Amestecați ingredientele în egală măsură cu bicarbonatul de sodiu până obțineți o pastă mai puțin nisipoasă și întindeți compoziția pe ten pentru câteva minute. Clătiți cu apă călduță și repetați după 7 zile. Mască de față cu bicarbonat și mușețel. Vă trebuie o linguriță de bicarbonat de sodiu și o ceașcă de ceai de mușețel. Adăugați o linguriță de bicarbonat de sodiu în ceașca cu ceai de mușețel, fierbinte. Amestecați bine până la dizolvarea granulelor de bicarbonat. Înmuiați o dischetă de machiantă și puneți-o pe zonele cu probleme. Adăugați amestecul pe toată fața și lăsați-l să acționeze 10-15 minute. Dacă aveți o cârpă curată, decupați-o în forma feței, înmuiați-o în cană și apoi fixați-o pe toată fața. Lăsați-o să acționeze un sfert de oră, apoi curățați tenul cu apă rece sau apă micelară. Această mască luptă cu acneea și alte imperfecțiuni. Este un antibiotic natural și vindecă infecțiile de la interior. Este un exfoliant bun și ajută la estomparea cicatricilor de la acnee. Este inamicul punctelor negre, îndepărtează toate impuritățile care vă încarcă porii. Relaxează pielea ca să puteți extrage punctele negre mai ușor. Este antiseptică și va calma inflamația și roșeața, îndepărtează excesul de sebum și previne blocarea porilor. Este ideală pentru îndepărtarea petelor și albirea tenului. Combinat cu miere, uleiuri și vitamine, bicarbonatul de sodiu hidratează enorm tenul și, nu în ultimul rând, echilibrează nivelul pH-ului. În speranța că aceste informații vă vor fi utile, mă opresc aici, nu înainte de a vă mulțumi pentru că ați fost alături de mine și astăzi.